Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod de Sam, fraților. Bă, să jucăm pe Bizon, n-am și eu unde să joc. Băi, zice acolo pe Emag, zice că vine mâine microfonul. Cel mai probabil de mâine o să încep să vină. El nu știu, Emag nu e niciodată punctual. A mai comandat odată, mi-a zis că vine mâine, după aia mi-a zis că vine poimâine, după aia a răs pe mine și așa mi-a venit într-o săptămână. Deci n-am de unde să știu când vine. Oricum, o să aveți calitatea audio mult mai bună, deci nu este stres. Ui, mai frate, bossăm și alte jocuri. Mamă, de-abia aștept să apară Outlast 2. Să începem să bossăm, frate, Outlast 2. Mâncați aș gura ta, mamă. What? Ok, bine. O să postez și jocul meu o să mai apară. Adică am PC-ul ăsta vechi. O să încerc să-l fac, să-mi bag cablu ca lumea, adică am fibra optică asta. Și mai am un cablu care nu-i conectat la Wi-Fi, știi? O să-l conectez pe ăla la Wi-Fi și o să bag cablu PC-ul de streaming și o să am și PC de streaming și PC de gaming. O să-i pun procesor nou la PC-ul de streaming, adică un i5 ceva, văd eu ce-i pun. Și o să avem și PC de streaming și PC de gaming, adică știți voi să fac gen, dar nu trebuie neapărat procesor, nu știu ce, că dacă ai o placă video bună și o placă video pentru streaming găsești și în 300 de lei. Și eu am placă video de streaming, adică cu GTX 560 ăla pot să fac streaming lejer. Că știu că am avut înainte să-mi iau 970, ăsta am avut 560 ăla și am făcut streaming. Deci o folosesc pe aia pentru streaming, o bag în PC-ul de streaming și fac stream ca lumea de pe PC-ul de streaming cu cele mai noi jocuri, pentru că știți că nu pot să fac live ca lumea în 1080p cu cele mai noi jocuri cu PC-ul ăsta, pentru că ia multe resurse OBS-ul și vreau să am și calitate. Adică nu pot să filmez cu alte programe de alea anonime să se vadă totul pixel așa, o să am și calitate și nu știu, săptămânile astea, luna asta, nu știu, deocamdată nici nu mi-a venit microfonul, deci trebuie să așteptăm, o să fac și PC-ul de streaming și eu o să ne apucăm ca lumea. Bă, by the way, mersi mult pentru aproape 4600 de abonați când filmez eu episodul ăsta. Deci, mersi, frate, o să bubuie, așa-i? Da, o să bubuie. GG. Eu când filmez episodul ăsta am 4598, sau ce ori, 4597, dar oricum vă mulțumesc foarte mult celor noi care ați venit pe canal și pui mei, sper să vă placă ceea ce fac. Ce pot să zic mai mult, mă? Pe skin 253, 253. V-am zis, cei noi care nu știu, o să mă apuc de Yellow Bugged, adică în forțe noi, totul nou, acum am cam tot ce vreau pe Bizon, n-am ce să vreau mai mult, știi? Deci, pui mei, frate. Dar așa o să mă apuc, ca lumea a terminat misiunea ce? Get gift. Ah, ok. Hai să get gift. Ui mei, frate, o să mă apuc de el, o să iau de la zero și o să vedem ce putem face. Pentru că, na, ai, nu spune că buboiară, că mă... Na, ok. Bine, seria nu se resetează, adică vreau să văd, adică asta e cea mai mare serie de până acum de pe canal. 107, asta e al 171-lea episod, frate. Gândiți-vă câte episoade am putut să postez, frate. Seria are 7, 6, 7 luni, oricum, pana mea. Mersi, frate, hai să dau cu spatele, hai să mă duc la reparat. Uite, și cum o repar? Ah, știu cum o repar, stai. Wheels. Băi, cu aia e adevărat. Mă rog, hai să dau cu spatele un pic. Ce idee că... Ah, ok, au pus chestii de asta. Au pus chestii, să nu se mai bușească mașinile aici. Foarte frumos, Bobo, sau cine a făcut update-ul ăsta, Chris, sau nu știu cum îl cheamă pe la care face update-uri. Foarte frumos. Da, bine, oricum de-abia aștept să vine microfonul ăla. Știi, pe mine nu mă deranjează la un microfon că se vede, că se aude, doamne, se vede, auzi la mine, că se aude în fundat. Mă deranjează că bâzâie. E una să se audă sunetul de fundal, gen, să se audă culorul de la calculator. Și e una să se audă pe fundal. Sau, zici că e o drujbă, știi? Că dați seama, dacă ții microfonul profesional și îl dai foarte tare, adică mie nu-mi place să-mi ții microfonul în gură, cum și îl țin alți youtuberi, știi? Mie mă țin frumos pe masă, lângă tastatură, lângă mouse, lângă alea, știi? Nu-l bag în gură cu braț, cu alea, bine, microfonul ăsta care le-au acum o să aibă trepied. Dar îl să-l țin pe masă, nu o să-l țin în gură, știi ce zic? Și asta îmi place la un microfon, nu zic că mă duc la vale, că îmi bag piciorul în familia ta și în tot. Deci, serios vorbesc, stai așa un pic, așa. Asta îmi place la un microfon, se audă ca lumea fără buzit. Că se aude culorul de la calculator, mai bag eu acolo o vrăjeală, o muzică și aia nu se mai aude, știi? Dar mă îndrea să nu se audă și am, din ce am auzit eu la, adică din ce am văzut, la, din ce am auzit, mă rog, m-am uitat la teste audio, microfonul ăsta se aude foarte bine, oricum, mâine e ultima zi la care mă duc la școală, pentru că noi avem voie să ne scutim de 3 ori pe semestru. Și eu nu m-am scutit semestrul ăsta deloc. Și de ce să nu folosesc alea, știi? Și le folosesc și nu mai mă duc la școală, sunt ultimele 3 zile, păi
După aia mergem lejer, vine și microfonul, ne facem ca lumea barosani. Hai să mergem. Na, păi mai frate, ce să zic. Hai să mergem. Bă, mă, dacă am bulan, e tot aici Get Gift-ul, pe plajă. Hai să văd. Adică bine, pe plajă, aici undeva e. Ai, what? Ah, lol, e acolo acum. Credeam că e tot acolo construit, mai ciudat și alea. Sunt chiar curios că eu doar o dată am prins Get Gift-ul ăsta, Giftbox-ul anul ăsta. Sau nu anul ăsta, cred că e 2016, anul ăsta a fost Getbox-ul. Și l-am prins și eu. Dar nu l-am mai prins și sunt curios ce premii pot să iau sau dacă am bulan din prima. Pentru că nu o să mai pot a doua oară să am bulan, pentru că nu mă mai joc pe Bizon, v-am zis. Mă joc doar pentru filmări, dar așa, v-am zis, o să mă duc pe el și acolo o să joc. Ah, wow, wow, wow. Mă piși pe fața lui, nu mă duc. Nici mă dau jos din mașină, mă piși pe fața lui. De ce framează jocul în halul ăsta? What the fuck? Da, framează jocul. Wow, 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 dă crash, o să-mi dea crash. Cu ce dau Get Gift? Ceea ce ia. Mai framează jocul din cărăcător, cum Windows-ul v-am zis, nu o să mi-l bag pentru că na. Aaaa, 5.000 frate! Se putea și mai mult mai bine. O dată la 6 ore, interesant. Uite, tot fra... Coie, a, nu, warning modelul ăsta, a, măcar nu-i de la PC, e de la căcaturile astea de moduri mai futus. Bine, nu, bravo, mai că ai fost și tu cele mai optimizate moduri. Acum mi se blochează, nu o să mai pot să dau nici joc în bară. Pot să dau și un task manager, hai că pot să-l oprez din task manager. Frate, în tot dau crash modurile tare mai, stați așa simplu în GTA din nou. Hai că le bag pe alea alte. Mai futus morții, mă, tot dau crash modurile tale, le bag pe alea cu NBO-ul Tudor. Păi și tu cu aia, vezi ce cu modurile astea, că tot dau crash și sunt enervante, păi mei. Ah, nici măcar nu detectează GTA sa.exe, stați o secundă, băieții. N-are GTA sa.exe? Interesant, trebuie să-l mod cu ăsta. Gata. Hai că intră și de pe modul elu, Tudor, dacă e... Că doar suntem barosari, nu? Da, mai, optimizează și tu. Am intrat de pe GTA? A, ba nu. Cum băgam cu aia în bă, stai, de pe ce moduri am intrat? A. Am intrat de pe modurile de mafia, aparent, da? Am uitat de pe modurile de... A, scăzi bune și astea, dă-le în puie mei. N-am ce schină, futu-ți morți, mă, tu. Lasă-mă că-ți bune și astea, ce căcat. De fapt, nu, mă, hai să intru de pe alea cu enă, bă, ca lumea, ce puie mei. Astea-s de mafie. Păi stăm aici. Stai, care-i asta? Ok. Alu, Tudor, ar trebui să fie astea. Sau... Astea. Dacă nu s-a... Ba nu, dar astea nu sunt 100%. Astea nu sunt nici 1.000.000%. Stați un pic. Nu mai găsesc modurile lui Tudor. Robert Overhaul. Coaie, le pornesc pe astea. Nu știu care îți, dar le pornesc pe astea. Ca să nu mai fie... Nu știu ce moduri am pornit. Uite-mă că le-am pornit pe alea bune, ești prost. Cred că le-am pornit pe alea bune. Na, pui mei, frate. Minunat, hai să le. Da, mai ales, uite și cum bage NBU, vezi? Așa se bagă NBU ca un boss. De pe Shift și F12, pentru cine se întreabă, că mulți se întreabă, frate, dar cum bage NBU-ul? Da, de pe Shift și F12, frate. N-are un face skin ceva, na? Ce skin? N-are, mă. N-am, mă, dar nu contează. Știu că au moduri faine de infectus modurile astea, să vedem. Nice. Set ăsta. Ai mă nici set, coaie. Băi, Tudore, ce făcuși cu modurile astea, mâncați aș modurile. Nu-mi place cum se vede camera la modurile astea, dacă dau se vede așa la mijloc infectus, trebuie să țin așa în sus, da? Și o să țin departe așa, păi mie. Bă, oricum, sunt super jmechere și nici măcar nu fac lag. Adică astea fac mai puțin lag decât fac alea lui... Mike, și pui mei, e nă, bă, coaie!
uite, nu face nici măcar un pic de lag. Nici măcar un pic de lag, deci un pic de lag. Am 150 de FPS-uri pe aia. Na. Astea-s moduri, frate, nu? Mike, frate, moară familia mea. Adică sunt foarte calme modurile, dar nu le-au optimizat, adică nu le-au optimizat, dar le-au... Au buguri, au chestii ăștia, păi mă enervează. Stau 5 minute, mă joc, filmez și o 5 minute și băi am dat creștă, ce pui mea. Că mor tu, că bubui, că-mi ba piciorul. Minunat, și prost. Bă, măcar am dat get gift, am făcut ceva episodul ăsta, păi mea. Hai să dăm și un mesaj aici. Ce? Ce-i cu aia? Stai liniștit. Bă, ce are mă ăsta? Parkinson. Mâncați aș Parkinson-ul cu un corp. Coaie. Bă, stai ca și un RG. Ia uite-l. Ce frumos e. Ia, păi, mei. Era fiant, înainte să mă aresteze un pe de... Dădeam rob când m-a arestat, știi? Că mai joc și-o pe bizonul așa off-camera, păi, mei. Și-am dat un rob, știi? Și vine la mine ăla și zice, bă, te cunosc de undeva, știi? Și pune-ne, frate, ce-am cu aia asta, o fi abonat ceva, știi? Și după aia, friend, ăla știe, zi-mă cum îl cheamă, Mari, care are numele Zeto pe Blue. Zicea, bă, parcă te cunosc de pe Blue cu aia. Și zicea, ce-i cu aia? Eu nu știam atunci, adică bine, nu știam atunci, nu știam că Mari are numele Zeto pe Blue, știi? Și tu zice, ce cu aia, cum să mă chime, ce ești nebun? Bă, după aia m-am observat cu aia și m-am certat cu el, adică ziceam, ce cu aia, slash join, nu? Join, a, nu e. Pentru a participa, a, cred că e SMS, nu? Stați un pic, să văd ceva. Hai că nici nu mi-a ieșit un coș fix în cot. Ca să mă doară în cod la propriu, știi? Ce zic? Ce mai e? Ce mai e la shop? Ei, dă-te la aia, v-aș pe fițe și pe alea, a? Nu o să-mi iau. O să fiu unde-s, când apare este start. Perfect, ai din nou. Adolescent 300 slash number 372 slash SMS 444993. Bagă tata. Hai să participăm la eventul ăsta, că sunt chiar curios. Cât costă? A, 30.000, perfect! Hai să așteptăm. Chiar dacă o nu o să-l câștig pentru că spaleta l-a scris rapid. Hai să vedem. Felicitări anotimp pentru lider Avispa. Să dai magie la or. L-am trimis. Felicitări anotimp pentru lider Avispa, să dai magie la or. Eu l-am trimis cu aia. Dacă nu îmi zice că am trimis primul pentru punctul ăsta, mă, și piși pe fața. Mă, și piși, știi cum îmi trag? Nu, chiar nu, chiar. Trebuie să fie bulange. Ce căcat cu aia? What the fuck? Eu trebuie să fiu mă tăi, în puie mei. În 9 secunde am scris. Uai, ai tu trebuie să fiu, wow. Câștigătorul este slide. Mă piși pe fața ta, slide. Dacă tu uiți la acest video, chiar dacă nu cred că o să uiți, mă piși pe fața ta. Hai să vedem că o să mai fie texte. Puie mei, frate, poate am și o bulanul la unul dintre ele să câștig, zic și eu, nu? Hai băi, țineți cu mine să câștig și eu la un de ăla, la un... Așa un pic că nu scarpină între deci. Bam! Salut, frate! Așa un pic. A! Doar unul, serios, doar o întrebare era? Da, mă rog. Fraților, vai, mâine o să-mi vină microfonul sau nu știu exact. Zice că mâine, dar la
ce transporturi frumoase au EMAG, nu pot să vină mâine 100%, o să vină apoi mâine sau, mă rog, peste două zile. Bă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și de like, vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 4600 de abonați, tot așa, fraților. Într-o lună am făcut 100 de abonați, frumos. Cam puțin, dar frumos, frate, eu mă mulțumesc cu orice. 3 abonați pe zi destul de puțin. Da, mă mulțumesc, frate. Chiar pe lângă cât creșteam acum ceva timp. Lol, ce bug. Lol, lol. Nu te du. Lol, ce bug șmecher. Lol. Lol. Uai, cum am scăpat, ești prost. M-am aruncat de pe motor și n-am să oprim motorul. Lol, ce șmecher. Mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Ia să vă cum eu da pe ideea, că nici n-am văzut. Da, mă rog, stă 0, nu știu câte ore, să te stați. Deci am acum 301,8 ore. Bă, chiar mă amintesc, frate, așa de vremurile vechi. Dacă stăteam acum... Stai, aha. Dacă stăteam acum... Ui mei, frate. Gândiți-vă la chestia asta. Dacă stăteam acum în facțiunea aia, până acum aveam rank 4. Dar am stat. Ui mei, asta e soarta. Deci, fraților, sper că v-a plăcut. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut! Hai să așa. Ce pot să urc în asta? Adevărat? LOL. LOL! Băieții. Ok. Practic am fly hack. Bye bye!